Suntem în casa în care v-ați născut. De ce vi s-a părut important să ajungem într-un astfel de loc? Voiați să, nu știu, să începem cu o scurtă istorie a familiei dumneavoastră, câteva lucruri despre, chiar despre această casă și despre lucrurile pe care vreți să ni le arătați aici. Mie e importantă, mi s-a părut, casa, pentru că fiind născut în 1945 și am terminat liceul în 63, aici, stând aici în casă, am trecut și casa, locul ăsta, pentru mine reprezintă epoca asta. Se suprapune exact perioadei cu comunism, cu socialism. Anii 50 care au fost cei mai duri, să spunem. Da. Și de la familia mea, care era foarte numeroasă, erau 7 persoane, eu eram cel mai mic, deci 7 persoane în camerele astea, înghesuiți, așa, toți având cu patul lor, cu... așa, în urechile mele intrau toate știrile, de la radio, de la mama, de la tata, care... și de la frații mei, mult mai mari decât mine, primul frate, cel mai mare, e mai mare cu 15 ani decât mine. Pe urmă vine unul de 12 ani și altul de 10 ani mai mari. Ceea ce e important, să zicem, și se poate fi arătat, este că era o familie orientată spre cultură, da, mici burghezi, cum eram calificați atunci, din cauza că bunicul era avocat, da? Tata era chimist, așa, între muncitor și inginer, mama era casnică, da, pentru că aveau proprietate, pentru că părinții avuseseră și proprietate, eram mici burghezi, deci, posibil reacționar și, în realitate, erau reacționari, adică eram, să discutam continuu contra regimului ăsta nou de socialism. Tata lucrase puțin la Ministerul de Finanțe, apucase și înainte de război și puțin după război și primise cadou o carte, istoria războiului civil din URSS. Și aici sunt și niște desene de ale noastre, ale copiilor. Și asta se chema, uite, semnătura lui tata, se chema... Între noi copii se chema Cartea cu prostii. Acum nu-mi dau seama de ce era Cartea cu prostii, dar uite, dedicație către tatăl meu, tovarășul Grigorescu, care pe urmă a fost dat afară de minister și ținut puțin și pe la închisoare. Bine, erau cu caricaturi. Caricaturi, începeau Lenin, Stalin. Ei nu erau tocmai caricaturi. Nu, erau caricaturi din astea, din lupta bolșevicilor și era Kerensky, fine, adversarii. Adversarii regimului, fine, care s-au opus instaurării regimului bolșevic. La fel, unul din scriitorii epocii, Petru Dumitriu. Mama citea
romanele importante. Și te-a perupte pentru Dumitriu. Da, dar cu spirit critic, adică știa ce să ia de acolo. Ce e propagandă, ce e de valoare în Petru Dumitriu. Uite, cronica de la Câmpie, pasărea furtunii. Și ea discuta cu frații mei care intraseră la facultate, erau... Deci asta, pentru asta, mi se pare important, pentru că revăd scenele, cum eram așezat la masă, cum se întorcea fratele meu de la facultate, povestea despre profesori, despre da. Colegi, știu, dar ați... unii erau turnători, alții trebuia să te ferești de ei. Pe urmă îi cunoșteam direct, că veneau aici în casă. Aici în casă venea Vasile cel Mare, care era coleg cu fratele meu. Mai târziu a apărut Viorel Mărgineanu, Frunzeti, Comarnescu și alte figuri din istoria asta. Figuri importante, da, pentru artele pe plastice în acea vreme. Și eu, ca membru al Uniunii, am cunoscut-o și am cunoscut pe toți. Întâi acolo, în Calea Victoriei, în sediu masoneriei, unde era sediu Uniunii, care la 7-7 s-a dărâmat și au căutat alte sedii, alte clădiri. Deci, din familie, să spunem, ați deprins să priviți cu circumspecție ceea ce se întâmpla în acea vreme. Știu exact ce mi iese pe gură. Și toate problemele astea, să te lași să captat și să intri în partid sau să te ții deoparte, mă rog, și toate celelalte probleme. Dacă poți intra la facultate, dacă ai dosarul bun, dacă poți pleca în străinătate, respectiv, sau nu poți pleca, pentru că erau fișele acele de completat, că aveam pe cap așa în continuu un unchi care plecase înainte de sfârșitul războiului în Venezuela și nu puteam să-l declarăm. Unii îl declaraseră și atunci, mă rog, da... S-au coroborat informațiile și s-ar fi putut să aveți probleme. Nu prea, erau... De atunci ne-am dat seama că serviciile astea de pașaport, de securitate, în fine, sunt dezorganizate ca tot ce în societatea asta socialistă. Adică nu lucrează și așa, de dorulele. V-ați gândit să dați la Facultatea de Artă, urmând exemplul fratelui dumneavoastră, Octav Grigorescu? Eram, ca elev, eram sportiv. Ați făcut meu, atletism. Capul meu și obiceiurile mele erau să fac sport. Și abia în ultimul an am luat hotărâre așa să totuși să fac ceva la care mă pricepam mai bine. Cu sportul mi-am dat seama că nu e o chestie de perspectivă, adică cunoscusem viața asta a sportivilor, a un fel de vagabondaj, așa, un fel de... E foarte bine prezentat în filmele alea despre sportivi ratați. Și tipul ăsta de om ratat, sau de fotbalist, care
are o scurtă perioadă de glorie și apoi urmează inevitabil declin. Da, pe urmă nu știe ce să facă, da. Pentru că nu e bun de altceva. Și nu mă atrage deloc, bineînțeles. Dar, drept să spun, ratare mai... Mai cruntă? Mai adevărată decât domeniul artelor. Parcă e și mai și decât la sport. Și pe urmă, a fost foarte frumos. Ani de învățământ foarte frumos. Era perioada asta în care și fratele meu, și, deci după 63, și fratele meu, în general, colegii lui de generație, toți se desprindeau de realismul ăsta socialist și căutau libertatea de expresie. Întâi cu, după cât așa vedem acum retrospectiv, și cu modele din arta deja difuzată, nu? Picasso, niște artiști comuniști, dar moderni, Braque, Picasso și alții. Și învățământul, profesorul meu, de exemplu, un oarecare, un necunoscut, Aurel Vlad, nu sculptorul, așa, un pictor. Da. Era un om deschis la minte și care vrea și el să modernizeze, să... Și în ce fel? În ce fel se petrece această modernizare? În primul rând, o depolitizare totală. Și într-un fel, până la urmă, în chestia cu politica în artă, în anii 70, când eu eram debutant în... Deci, la început anilor 70. Pe picioarele mele ca artist. Debutat, da. Lucrul ăsta a folosit în sensul că ușor, ușor începea să se răstorne lucrurile. Eu eram deja o generație care începeam să judec altfel. Cei dinaintea mea, generația fratelui dumneavoastră, da. Încercau, le era scârbă de politică, de să nu mai audă de... De artă realistă, nu? De teme de-astea cu false, cu muncitorul, cu fine, sau cu figuri optimiste care privesc spre viitor sau... Înneguroase care sunt din închisorile Doftana și nu știu mai ce, cu eroi comuniști sau nu. Deci, eu ar fi vrut lucruri de poezie, lirism, mă rog, generația mea, parcă fiind între astea și încercând să se deosebească, a început să cântărească problema asta a atitudinii politice. Știu că... A fost o problemă de generație? Eu așa am resimțit-o. De exemplu, în 74 am expus cu un sculptor, Ion Condescu, Vărcu Mihai Oroven. Și... el dăduse un interviu așa, și vorbea despre nevoia de document a generației, adică un anumit realism documentar și în subtext se înțelegea asta, un anumit realism care să arate lucrurile tale coale. Adică și... fără
poezie, fără poezie. Probabil că era și influența pop-artului și a unui anumit realism american. Și în ce măsură s-au infiltrat unele atitudini critice, să spunem, în acest realism frust? Cum se infiltra? Da. Păi, primul rând, cam cum se vede și la Bițan, în picturile lui realiste. Un fel de realitatea urâtă. Te uiți la tablourile lui și nu înțelegi de ce nu face ca... Ah, Doamne, ce laps ăsta de la Iași. Mă rog. Da. Care, sau ca Pop Sabin, Negreșteanu? Sau ca Sabin Bălaș. Nu, ăsta sunt mai tineri. Mai tineri. Care înfrumusețau. Îl făceau pe Ceaușescu frumos, muncit, sau ca cel mare, cel mare dădea așa o, o frumusețe. O măreție lucrurilor, o anumită geometrizare, o anumită la Bițan și Jătrean, lucrurile sunt cam... au ceva așa de urâțenia ziarelor de atunci, din... tiparul ăla grosolan, așa urât și ieftin. De altfel, ei și lucrau uneori, ca, bazându-se ca, pe fotografii ca, de presă. Cum era propaganda, așa, de prostă calitate, pe hârtie de prostă calitate, culori. Și vi se mizerabile. Părea că în subtext ei transmiteau tocmai un, atunci un mesaj? Atunci nu. Acum, când le revăd, mă frapează... Pe atunci nici nu prea mă duceam la expoziții din astea cu aranjament mult, cu tablouri mari, expoziții, cu centru, magia... cu subiecte din astea importante. Nu prea mă duceam. Știu că am făcut o lucrare cu Clubul Rapid, cu portralul ăla, Rică. Ricard Răducanu. Așa, Ricard Răducanu, cu portretul lui, cu culorile clubului, cu podul... Podul Grand. Podul Grand, stadionul... În fine, așa, o lucrare cam... Compozițională era cam ca la Rauschenberg, cu gravură. Și a avut succes. A avut succes. Ei au observat că eu folosesc fotografia mult și... Foloseați fotografia și realizați un soi de imagini secvențiale care uneori imitau fotogramele de film, de pildă? Da. Dar asta înainte să începeți să faceți banda film desenată. Pe 8 mm, banda desenată. Cum ați început să faceți film? Ce v-a declanșat acest apetit? Sunt multe cauze. Unul e rațiunea interioară a lucrărilor, a hotărârilor mele de cum trebuie să arate o lucrare, despre acea reprezentare a realității. Da. Pe urmă, cred că e ceva așa din firea mea, de pe când eram sportiv și când vedeam cum se folosește filmul în sport. Adică plăcerea asta de a da filmul înapoi, de a-l da cu încetinitorul, de a vedea mișcarea, analiza mișcării, cum să... petrece ea așa în detaliu o anumită tendință de a studia anatomia și, în fine, și nu numai asta, dar chiar, uite, casa asta, pe care am filmat-o de mai multe ori împreună cu toți ăștia care mișunau pe aici, toată familia,
și care, fiind foarte mică și deschisă, așa, ferestre, așa, care dau în altă... Încăperi care comunică. În altă realitate. Imediat se fragmentează, apare altceva. Și care... V-a incitat să... Cerea o descriere, așa, să te miști cu propriul corp, să te plimbi prin ea, prin... Adică filmul satisfăcea mult, mult mai mult decât imaginea asta statică, așa. Deși, în ultima instanță, obiectul artistic era o proiecție tot statică. Adică, care înlocuia pânza cu reprezentările și cu, mă rog, gesturile pe ea, pe pânză. Puteți să ne vorbiți puțin și de faptul că mergeați la cinematecă și vedeați o serie de filme importante. În ce măsură lucrul acesta v-a determinat odată în plus să începeți să experimentați cu filmul? Da. Uite, tocmai în pauză dintre filmări îmi spuneam de beneficiile socialismului, care veneau așa din când în când, dar veneau, adică mai exista și așa ceva. Cinemateca și cu proiecțiile ei acolo, tot arhiva asta extraordinar de filme, apărând în momentul ăsta când eu eram student. Am plinit deodată toată pofta noastră, care era așa cu țirâită, se satisfăcea cu țirâita, că avem cinema Volga, cinema Dacia și oscilam între ele câte unul pe săptămână sau cum venea atunci câte un film sau deloc, că erau filme proaste. Am plinit deodată pofta asta de cultură pe care o avem mereu, cărți, avem acces la cărți străine, la cărți din trecut, filme din trecut, filme de bună calitate și nu astea numai de autori comuniști și numai cu subiecte de propagandă, cu muncitori săraci care se luptă cu capitalismul. Și era și istoria filmului, adică filme mute, filmele lui Méliès și Georges Lumière, în fine, și filme expresioniste, filmele sovietice de la început. Eisenstein. Toate Giga Vertov și toate lucrurile astea care corespundeau exact cu, și cu posibilitățile mele de amator. Adică eu aveam un aparat sovietic, foarte simplu, schimbam obiectivele și nu prea știam exact ce va filma el, cât de larg sau cât de... Așa, pentru că schimbam obiectivele și ce va ieși până la urmă, la proiecție. Dar în lipsa de sunet, așa, ele corespundeau, puteam să fac oarecum și un fel de film de animație, așa, cu acest aparat. Adică mergea și cadru cu cadru și avea așa niște lucruri care... aveau legătură cu istoria filmului și cu, să zicem, gramatica artei este. Dar existau și filme de actualitate, să spunem, la cinematecă pe vremea aceea. De exemplu, ați văzut filmele unor regizori precum Antonioni,
Caselo, știu Pasolini. Da. Și pe urmă a mai apărut, au apărut institutele culturale, Institutul Italian, de exemplu, care a mai injectat și el ceva stringent contemporan. Și nu asta, dar la un moment dat am aflat din cataloage, catalogele de artă străină, despre filmul experimental. Pe care unde le găseați? Asta de la Muzeul Național. Soția mea lucra acolo la Muzeul Național și mi-a ducea ultimele notes până când s-a blocat schimbul ăsta de între muzee, de cultură, de broșuri. Și am aflat de filmul experimental. Faptul că nu numai eu fac, ce fac eu acolo în nenorocirile astea, de situațiile și de situația materială, precară de aici, dar existau și dincolo cu aparate mai vechi, mai rudimentare, da, de amator, nu? Aparate de 8 mm. Și deci o categorie de film care nu are legătură cu filmul de proiecție pentru public, și care e mult mai apropiată de arta plastică, cum se chema, de artele vizuale astea, statice, să le zic. Mai vorbim puțin despre filmele văzute la Cinematecă în acea perioadă. Puteți să vorbiți puțin despre Antonioni, despre Pasolini? Nu m-a obligat. Da, vă oblig. M-a direcționat spre italieni. Nu neapărat. Și despre Godard puteți să ne spuneți. Da, da. Erau, se conturau școlile astea, pentru mine, în fine, școala cehă cu ironiști, maghiari cu, toate aveau un răsunet așa, interior, cu scenele astea, adică maghiari, scene mute, lungi, atmosfera păsătoare. Foarte interesant. Rușii cu melodrame, genul ăsta al lor. Italienii aveau ceva brut. Adică realitatea nudă, așa. Noaptea, ziua, zone industriale, lucruri foarte asemănătoare cu lucrurile pe care le trăiam noi aici. Francezii, Godard, de care spun, era colorat, era pop art, era plăcerea lucrului bun, de calitate, de modern, de civilizat. Ăștia alți italieni erau cu psihopați, cu lucruri din astea care aveau răsunet și în mine, că citisem psihanaliză și eram și eu preocupat de decriptarea viselor, a conținuturilor inconștiente. Și pe urmă era, să zic așa, Italia, care e un rezervor de cultură așa în sine, adică integrat în realitate și care cred că corespunde cel mai bine
culturii vizuale românești. Adică o societate cu un caracter, să zic așa, o amprentă națională destul de așa, dar în decădere și în oarecare ruinare, o anumită plăcere a ruinelor, a lucrurilor vechi, oricum. Și așa, totdeauna în capul meu era și comparația asta, dacă lucrurile de la noi sunt chiar de stil sau sunt așa niște zone decăzute ale stilurilor, știu, baroc sau clasicism sau neoclasicism în arhitectură sau stilul ăsta al conacilor, al caselor fără etaj din București, tot, fine. În plus, în filmele astea, deci pe lângă conținutul ăsta greoi, așa, apăsător, dar foarte din goana vieții, adică nu ca la ruși, așa, în salonul numărul 6 sau, că nu la ospiciu. Da, uite, mi-am adus aminte de asta. Un peisaj de București, de vis. București de vis. Și după cât vezi, pare un fragment din Coliseum. Da. Și dar mizerie, lucru scos de pe acoperișuri demolate. Dacă dumneavoastră ați explorat tema aceasta a ruinei și în alte lucrări. Da. Case de lut, sparte, ruinate, fotografii de case demolate acolo în Uranus. Da. Pentru că suntem în această încăpere unde fratele dumneavoastră a realizat niște fresce, aș vrea să vorbiți puțin despre el. Știu că a fost un reper important pentru dumneavoastră. Puteți să ne spuneți mai multe? Da, mi-am dat seama când era pe moarte, mi-am dat seama că a fost un fel de tată pentru mine. Adică uneori simt că mă comport ca el, că m-am identificat complet cu el din multe puncte de vedere, și ca fel de a vorbi și de a avea relații cu ceilalți, mai ales cu ceilalți artiști, cu oamenii tineri, pentru că el era profesor la Academie și l-am văzut în postura asta de discutând cu studenții. Și în atelier l-am cunoscut și, în fine, acasă. Deci aici, în acest mic spațiu, era camera lui, era, spunea în familie, tigru, pentru că era nervos. Nu vrea să ne lase să intrăm, să ne uităm ce face aici. Îl supărau zgomotele, îl supărau copilăriile noastre, și dar maniera lui de a lucra, cum am mai spus, mi-a intrat în mână și mult timp am desenat oarecum ca el și încercând să găsesc o deosebire și să fac altceva, să mă silesc să fac altceva decât el. Când era licean,
lua lecții de vioară. Urma le-a îndepărtat. A scris foarte mult, multă poezie. Ca grafician a ilustrat mulți poeți și în fine, totul poate fi caracterizat așa, cu extremă eleganță, o extremă sensibilitate. Toată lumea a remarcat lucrul ăsta. Lucrul de mare sensibilitate. În pictură, așa, cum se zice, diafan, paletele lui erau totdeauna curate. Abia dacă vedea un laviu de culoare pe paletă. Și începea lucrarea, pânza o începea așa cu vagi desene care numai el le știa. Cu vagi pete de culoare care avansau, care creșteau. Și... Știu că el a avut o relație destul de apropiată cu Andrei Cădere. Da. A păstrat și o corespondență. Nu numai cu Andrei Cădere, și cu alți artiști care au stat deoparte. Nu s-au băgat în Uniune. Au fost așa, să zic, cum le se zicea, un fel de chibiți. Sau de țuțeri. Adică personaje de plan secund. Dar care Andrei Cădere, în momentul în care a emigrat în Franța, s-a prezentat într-un mod complet original, fără legătură cu un stil sau cu altul, s-a afirmat, a ajuns profesor să țină cursuri, era un fel de boys, total aparte, cu, făcea un anumit fel de performanțe. Fine, fratele meu îl cultiva. Îi plăceau persoanele astea așa de crai de curte veche, adică el era băiat de diplomat, era o figură cu totul aparte. Unul dintre puținii români care nu era angajat nicăieri. Și care era așa, un cui în coasta regimului, așa. Nu știau cum să scape de el, pentru că nu-l puteau sili în niciun fel. Și el scăpa mereu de constrângeri, de asta. Era un personaj liber, ceea ce nu convenea deloc. În plus, avea legături cu străini, știa să vorbească mai multe limbi străine și... În fine, era un personaj pictoric, era un personaj frumos. Fusese model, adică și folosit pentru frumusețea asta, nu? Ironic, simpatic, în fine. Dumneavoastră l-ați cunoscut? Da, l-am cunoscut tot aici, în casă. Și pe urmă l-am întâlnit și la Paris, de absolut din întâmplare. Ați făcut o călătorie la Paris prin 77. Imediat după cutremur am profitat de dezorganizarea granițelor și am, pe baza unei invitații la o expoziție de gravură, care trecuse de mult. Ați reușit să plecați. Mi-am plătit drumul, m-am dus pe la colegi să dorm la ei, vine și la Paris, intrând într-o galerie care expunea, nu știu, un tablou sau așa, am remarcat un baston din mărgele de lemn mare. Așa, și am știut imediat de la Cădere. Și Cădere a apărut imediat din... El le făcea încă din România, aceste bastoane? Nu. 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 Continuând discuția despre fratele dumneavoastră, Octav Grigorescu, despre relația lui cu Andrei Cădere și despre această zonă a artiștilor care nu erau angajați în niciun sistem oficial, puteți să ne spuneți mai multe? Prea mulți nu cred să fi fost. Dar erau câțiva, în definitiv,
trebuie foarte mult, nu. Mai mi-aduc aminte de unul, Ovidiu Pascu, care a rămas în țară și care nici după 90 nu s-a afiliat la Uniune. A încercat așa să intre în Uniune, în fine, dar cu rezerve multe și care tot promitea, tot amenința cu o istorie adevărată a artelor plastice din timpul socialismului. Și sigur că exemplul numărul unu era Țuculescu, pe care și fratele meu și alții l-au cunoscut. Și ăsta era clar și doctorul Mire, în fine, alți, un adversar al Țuculescu, pe motive de pictură. Dar ei, făcând o altă meserie, erau buni. Au mai fost, să zicem așa, amatori, artiști de extracție din asta, din alte meserii, cum era Chirnoagă. Da. Chirnoagă e un amator. Și se vede, într-un fel, din imaginile lui, de care nu scapă și, cum se zice, îl obsedează. Nu că nu... Nu poate decât atât. În fine, dar ăștia, de care spun Pascu și Cădere, erau niște tip, într-adevăr, liber. Chirnoagă a ajuns șef, era mare și tare în Uniune. Ăștia nu, ăștia au preferat tot timpul să fie paria. Să o ducă prost, să, știu, să trăiască cu o doamnă care are resurse, bani, nu știu ce, decât să se prostitueze în alt fel. Și apoi au fost expozițiile pe urmă, de la Casa Schiller. Am vrut cu câțiva colegi, era Ion Dumitriu, era Pustai și nu mai știu. Eugenia Pop de la Cluj, să facem o expoziție de fotografie. Probabil tocmai pentru că fotografia era pe din afară. Uniunea, și asta nu e arta, noi nu ne ocupăm de așa ceva, nu expunem, nu putem să aprobăm expoziții de fotografie. Deși eu expusesem în 74, într-o personală, expusesem niște fotografii mari astea de aici. Deci în 74 ați avut un soi de debut cu primele fotografii. Da. Dar apoi mai consistent... Urmă am vrut să-i atrag și pe alții în prăpastia asta. Pentru că știam că oamenii fac fotografii. Sau lucrează după fotografii, desen sau pictură. Sau pur și simplu fac o fotografie așa, cum făcea Radu Bogdan. Fotografie în sine. Sau, mai ciudat, cum făcea Ștefan Zorzor, care era compozitor, un fel de experiment. El avea, pe lângă fotografie obișnuită, avea hârtie pe care lucra cu revelator, cu pensula, și deci o acțiune directă pe suportul chimic. În fine, erau profesori ăștia, Zaica și Dumitriu, cu niște fotografii cu totul aparte, adică Dumitriu avea niște fotografii, să zic așa, monstruoase, da? De groapa de gunoi de în jurul bisericii Chiajna. Și le-ați expus acolo? Da.
era un gest îndrăzneț, până la urmă. Păi da, pentru că era o realitate... necamuflată. Care nu e definitiv ce era socialismul de vine, că are groapă de gunoi. Toate statele au trecut prin chestia asta. Dar era neobișnuit să prezinți așa ceva. Dificultăți de... Da, unii, să zicem, le consideră de la, un lucru de la sine înțeles. Aici în acest context, era oarecum o îndrăzneală clară, o prezentare tendențioasă în rău a frumuseții vieții cotidiene. Atunci sau Zaica era la o școală de periferie cu copii de ăștia care sar de bani, care un profesor care interactiv, mă rog, care nu ține seama de vârstă, de așa. Și care discută cu ei niște lucruri care nu sunt chiar ortodoxe. O atitudine mai relaxată, mai nonconformistă. Complet relaxată. Și am continuat câțiva ani să colaborez cu Casa Schiller. O casă de cultură care nu avea control. Era controlul sau organul superior. Era un fel, nu mai știu exact cum se chema, ceva de îndrumare și artei de amator, așa, unde era Alexandra Titu. Și pe ea nu o chemau. Și ea era sigură că aici totul merge cum trebuie. Aveam colegi care erau responsabile artistice case de cultură. Era Ingo Glass, de exemplu, sculptură. Un om cu care puteai să îi faci cu ochiul, că și el făcea cu ochiul, nu trebuia să încep eu. Vă înțelegeți. Iar doamna Pfeiffer, directoara, era... mergea cu în totală încredere pe Ingo Glass și pe noi, pe ceilalți. Vorbea deschis ca un om potrivit pentru slujba ei de adică de promovare a culturii și germane și române și de toate. Ce filme erau? Erau filmul meu cu box, în care două personaje nud să pugilează. Era filmul Am sufletul, care era o circumcizie cu sabie, așa mare. În fine. Și mai erau și alte filme în afară de filmele dumneavoastră? Erau filme de Vanda Mihuleac, cu niște tinere naive, așa, care stau pe malul unui râu. Nu mai mi-aduc aminte. Sau o construcție așa de oglinzi care inversează imaginea, nu? Pe măsură ce se completează oglinda. Era... Nu mai știu exact dacă atunci sau altă dată le-a făcut. Ea a făcut la un moment dat un film și Happening, cu secera și ciocanul în formă de zid, în care până și tatăl ei, care era general de securitate, a colaborat, a dus cărămizi, mortar cu nu știu ce, în fine. Deci erau mai mulți colegi care, eu nu, dar am văzut filmul, care au făcut secerea și ciocanul, așa, până la un anumit nivel, până au rămas în șicanele desenului. Așa.
Aha. Mă rog. Asta știu. Și cred că a fost un film împrumutat de la Timișoara. Din astea experimentale cu... Al grupului Sigma? În care aparatul de proiecție se plimba așa pe... panorama. Fals panorama. Adică plimba imaginea, proiecția de-a lungul pereții. Cam asta au fost filmele. Dar de la cinele porneau de la mine. Restul erau filmele artistice. Erau filme artistice, da, dar filmele dumneavoastră aveau un conținut, să spunem... Așa, care șoca bunul simț public. Asta era la începutul anilor 80, nu? 82. 82. Da. Următoarea nu se mai putea face. Ai fost... interzis. Ați avut, deci, un alt gen de probleme la un moment dat, pentru că ați fost obligat să faceți un portret al lui Ceaușescu. M-am băgat în probleme. V-ați băgat în probleme. Dar vi s-a cerut, nu? Să pictați un portret al lui Ceaușescu ca membru al Uniunii, să spunem. Da. Și ați venit inițial cu această variantă pe care o vedem aici reprodusă și care a fost respinsă de comisie pentru că nu corespundea, eu știu, stilului portretelor oficiale. Da, da. Și de ce s-a întâmplat așa? Știu și eu, nu știu. Lucrurile astea oficiale nu prea îmi reușesc. Adică nici cu biserica nu prea îmi reușește, nici cu mai mari nu mi-a reușit. Portretul a fost pictat în 79. Da. Păi, era genul ăsta de feedback cu cenzorii noștri, cu oficiul de expoziție. Adică eu îl duceam la Uniune și ceilalți, probabil, tot așa, și le primea șeful serviciului de expoziție, domnul Dobrescu. Domnul Dobrescu era personaj care era, cum se zice, cu fundul în două luntre, adică și prietenul Artiștilor se lua pe umeri cu ei și la băutură și era figurant de cinema la Sergiu Nicolaescu și, mă rog, artist în... în simțire. Așa, dar cu epoleți. Cu epoleți și... el știa totul despre noi. Era... știa, el mă botezase că sunt fotorealist. Că... și când am venit cu lucrarea, zice, mă, ai făcut trei, zice, dar parcă așa ceva n-am mai văzut, parcă e puțin cam așa. Și urmă, imediat mi-a spus, nu se primește așa ceva. Și dacă vrei, lasă-l pe ăsta din centru. Și așa am făcut. Pe aceeași pânză, ăștia au devenit peisaj. Eu, de fapt, ce vreau să fac? Eu arătam ceea ce știam și eu din zvonuri. Că el hotărăște singur, dar e nehotărât. Și azi zice una, mâine zice alta, tot și cu nevasta lui, și că tot timpul constructorii care stau drepți așa și așteaptă ordinele cu carnețele... Nu știau ce să facă de multe ori. Zic, da, tovarăși secretar general sau da, tovarăși președinte, ne apucă imediat, dar toată lumea știa
ia mai bine să mai așteptăm, că cine știe, mâine vine alt ordin și așa. Și blocurile creșteau sau scădeau, palatul Ceaușescu creștea, scădea. Ăsta, Teatrul Național, fusese făcut într-un fel, a zis nu, faceți-l altfel. L-au cârpit, l-au asezonat, i-au pus o garnitură, așa, în fine. Asta era Bucureștiul. Da, în toată din spatele. Care, deci ați vrut să surprindeți... Care trebuia sistematizat. Ați vrut să surprindeți o trăsătură de caracter, nu? A lui Ceaușescu. Exact. Firea lui ezitantă, faptul ezitant că și... schimba în permanență părerea. Și, dar și... latura lui umană. Care nu avea încredere decât în el însuși și în nevastă. Și frică de nevastă. Că e cu gura mare. Și atunci, mă rog, l-am șters. A rămas numai asta. Pe urmă mi-a zis, da, domnul, uite așa are mâna. Auzi, deci el, Dobrescu, cum spunea, așa are mâna grea, moale, așa. Și când ți-o dă, așa, nu știu cum, ce frică cu ea în mână. Și așa e, obraji sunt, știu cum. Buhăiți. Dă-o încolo de treabă, nu puteai să faci... mai idealizat. Să-l mai cosmetizezi. Și atunci, gata, altă soluție nu mai există, nu mai... Eu n-aveam de gând să fac asemenea corecturi. Adică eu lucram după televizor, după ce observasem la televizor. O anumită îmbătrânire, o anumită evoluție a unor boli. În fine. Și... de exemplu, aici, în dreapta, e aproape caricatural, aș spune. Păi așa era el. Așa era un el. Țăran care... și nenumărați oameni în felul ăsta. Mergi la țară, vezi în continuu același gen de om. Era un fel de intenție și de demitizare a personajului. Nu, exagerat, nu chiar așa. E exagerat. Eu vreau să fiu... realist și să... să punctați... Da. Iar chiar cedasem mult scoțându-i pe ăștia. Așa? Fapt e că nu... adică poate că ei riscau. Riscau. Uh-huh. Și ziceau, mai bine nu. Ce să ne băgăm, ce să ne complicăm cu asta? Refuzăm și gata. Cine știe ce o să ni se spună, ce o să ni se reproșeze? Că asta nu e cum trebuie. Probabil jumate, cu trei jumate, sub semnul îndoielii. Deci, da. Dar l-am luat acasă, l-am tăiat în bucăți, l-am repictat. N-am avut curajul, că multă lume m-a întrebat unde e. N-a rămas decât rama aurie. N-am avut curajul să-l păstrez. Pentru că era ca și cum aș fi păstrat o caricatură. Am păstrat caricaturi, tot făcute de mine, dar alea măcar intrau într-un caiet, așa, da. Asta mare. Și m-ar fi întrebat, dar ce ții portretul lui Ceaușescu? Era complet anormal să ai un portret de Ceaușescu. De ce? Ca să-l scuipi? Ca să... În schimb, cu un an înainte, în 1978, ați făcut un film, Dialog cu Ceaușescu, nu? În care înscenați, să spunem, un dialog imposibil cu șeful statului. Da, și care l-am... și pe care l-ați reluat continuat. Peste timp, da. Continuăm și... ne vom referi și la interesul dumneavoastră prezent pentru figura lui Ceaușescu și a Elenei Ceaușescu, dar aș vrea să vorbiți puțin despre filmul de atunci, din 78. Subiectul era deja în caiete de la informările politice. Pur și simplu făceam niște comentarii
doar pentru uzul meu. Comentarii de politică. Până am ajuns la un fel de dialog. Mă rog, cam spus cam așa. Vă contraziceți în ce spuneți, cam așa. Mă rog, îi spuneam că e un fel de capitalism, că el e un fel de investitor, dar unic. Adică numai el conduce toate întreprinderile astea. El pune, vorbește de eficiență, de trebuie, cine greșește trebuie să plătească. Erau schimbările în sistem, în economia românească, socialistă, în care el încerca să o modernizeze, să o aducă la eficiență, la parametri din ăștia de liberă inițiativă, oarecum. Vorbea de oameni că ei sunt proprietari, ăia care muncesc, și proprietari, și beneficiari, și aveau, mă rog, triple calități. Deci toate chestiile astea ni se băgau în cap la informarea politică, iar eu, nefiind nici membru de partid, îmi spuneam părerea în caietul meu personal, care îl luam și la școală, acolo unde făceam învățământul politic. Și, mă rog, și asta a servit de bază pentru acest dialog în care m-am costumat, așa, eu personal, trebuia să fiu într-un tricou cu găuri, așa mai sărac, adică o figură de sărac, de non-conformist, iar el cu haină, adică tot eu, cu haină, cravată și cu portretul lui decupat dintr-un ziar, refotografie, fine. Și pentru asta trebuia să bag pelicula pe rând, în aparat, de mai multe ori. Da. Pe fond negru și până la urmă, cel de sus m-a ajutat și s-a imprimat foarte bine, în afară de scris. Dialogul propriu-zis n-a mers. N-a mers. Se vede ceva uneori așa, cu lupa, cât un cuvânt. Dar e ca un generic care se tot ridică, uneori se potrivește cu personajul care vorbește. De fapt, personajul face niște gesturi așa, ca și da, cum ar vorbi. Da. Culmea, adică în mod... Se ghicea o atmosferă tensionată acolo, din gestica celor doi. Încercam așa să fac un pic de teatru. Da, da. Dar până la urmă erau două personaje gemene. Că, totuși, cum dai din mână, seamănă puțin aceeași, dar nu prea seamănă. Și celălalt tot așa dădea din mână, ca și perechea lui. În fine, de acasă, așa, din când în când, ăsta și-a scos masca. A scos masca. Spre surpriza mea de viitor spectator, că personajul semăna cu fiul lui Ceaușescu. Adică eu semănam cu fiul lui Ceaușescu. Da, o coincidență. Așa mi s-a părut bine și așa mi se pare de câte ori văd filmul. În fine, într-o... Și, mă rog, în ultima instanță, eu susținem niște utopii sociale. Și oarecum tot în spiritul lui. În spiritul dogmei comuniste, dar să spunem mai, mai ajustate. Contraziceam realizările și, mă rog, alte dogme din astea oficiale, da? Încercând să-l aduc pe el la o declarație cât mai aproape de adevăr. Și el începea cu
mici doctrine, concesii sau n-ați reușit să... lucruri din astea doctrinare cu... Da, da, evident. De om convins. Și pentru asta îmbătusem capul să fie... Dar performanța era asta, a dialogului, a realizării unei... Și chiar, mi se pare, scriu după aia, dacă poporul, dacă nu poate să conducă, măcar să poată critice. Că să critice.